O turistă a fost violată în timpul vacanței pe plajă, nu departe de partenerul ei care adormise stând la soare. Conform Digi24.ro, potrivit anchetatorilor, femeia se afla pe plajă în Goa când a fost atacată de un bărbat, incidentul petrecându-se pe data de 2 iunie. Femeia a făcut o plângere oficială pe 6 iunie după ce s-a consultat cu familia și cu ambasada Marii Britanii în India, relatează The Independent. Poliția a comunicat că a arestat un bărbat de 32 de ani suspectat că ar fi comis violul. Bărbatul, unul dintre cei care oferă masaje turiștilor aflați la plajă, s-a apropiat de femeie și a făcut o ofertă pe care aceasta a acceptat-o. În timp ce îi făcea masajul, bărbatul a agresat-o sexual, fără să țină cont de faptul că soțul turistei se afla aproape. Un înalt oficial din poliție a declarat pentru presa locală că acuzatul a lucrat în trecut ca bibliotecar la o școală. Victima și acuzatul au fost duși la spital pentru controle medicale. Aproape 300.000 de britanici au petrecut vacanțe în Goa în 2018, conform ultimelor cifre oficiale, călătorii din Marea Britanie, fiind al doilea grup străin ca mărime care a ajuns în regiune. Vremea tropicală din Goa și plajele superbe sunt atracții majore pentru turiști, relatează Digi24.